Mă bucur mult că te văd, mult. Te duc la izvor? Du-mă la izvor! Vrea să mă omoare, vă zic eu! Vrea să mă omoare Varlam! Până aici a fost! Mă uit așa cum au dispărut și Gigi Nică și Marinuș Moraru, dar pentru mine n-au dispărut. Pentru că știu că există o lume dincolo de lumea asta noastră. La început bănuiam, acum știu, există. Că nu înțelegeam asta cu drogurile, nu m-am, de două ori am tras dintr-o țigare, mi-a venit rău. Salutare tuturor, ce faceți fraților? Da, suntem pe autostradă. Și zic suntem pentru că de data asta nu mai sunt singur. Vlad, poți să scoți o mână în cadru și să zici hello. Când mă văd în ochelari. Te vezi? Puțin. Ok, perfect. Da, suntem pe drum către Pitești, acolo unde ne întâlnim, fraților, cu Bebe Cotimanis, cel care l-a interpretat pe Grigore Varlam în serialul Lacrimi de iubire. Hai? Ceapa și florile vreau, atâta. Uite, da la mama să dau în rești. Am luat ceapă și flori. Tocmai am făcut o achiziție de senzație. Am cumpărat o pungă de ceapă și niște lăcrămioare. Lăcrămioarele pentru mine, punga de ceapă pentru nevastă. Da. Acum, la modul cât se poate de serios, mă gândeam că dacă mergem în vizită la Bebe Cotimanis, așa cum am citit din reviste, interviuri, nu locuiește singur, ci locuiește împreună cu iubita dânsului, care se numește Iulia Dumitru și căreia vreau să-i fac cadou aceste lăcrămioare. Cred că lăcrămioare sunt, nu? Sunt lăcrămioare? Miros frumos în orice caz. Da. Ceapă nu pot să-i duc. Mă rog, nici să mergem așa cu mâna în fund pentru prima dată în vizită la oameni. One minute, ladies and gentlemen. 590 de metri. Dacă s-a mutat aici, e foarte șmecher. Unde dracu cum fi ajuns, nu știu. Eu știu care pod, voi fi trecut de pod, dar... Stai un pic, trebuie să ne lămurim că eu acum am început să mă uit după indicatoare abia. Că până acum am făcut doar ce-mi zicea Waze-ul. Sunt în... Așa. Aici fac stânga. Ok. Gata. Pe ăsta de aici o iau? Ați ești gura ta, Doamne. Mamă, aventură, frate. Aventura, aventura. Exact. Mă rog că suntem mici. Da. Care-i poarta? Ce ies eu? Dacă ai ieșit o pisică neagră până una alta. Dă-i înainte. Tatini! Bebe! M-am ascuns bine. Mă bucur mult că te văd, mult. Nu ne-am văzut de? 14? Mă, nu știu, că se dau relori într-una și am impresia că te-am văzut anul trecut sau chiar în vara asta. Ceapă? Ceapă ștevie, fac o chestie de ștevie. Hai, bagă. Te pun la treabă. Hai încoace. Că dacă trag poarta, ne apucăm de băut singuri. Lăsați că sărgardă, nu e problemă. Ăsta-i sârmă. Ai două chestii, îți fac cunoștință cu el, sare pe tine sau îl tratezi așa, cu neutru și stai liniștit. Sârmă, păi hai la tata. Face, vine bă băiatule încoa, bă. Păi da, vine mă nene încoa. Gata. Mamă, ce sârmos ești. Ce sârmos ești. Hai, dar te-ai ascuns bine de tot vorba ta aici.
E bine. Nu ești nici prea departe de București. E bine, ați luat o pătătească, ale un drum ce-am spart, așa. Am trecut, dar softul meu, telefonul nostru. Oh, ai luat-o pe la Cireșul Topoloveni? Da. Aha, oricum ai nimerit drumul bun. Da, mâncate, stai că am pus de niște pâine. Asta e o pâine făcută după rețeta lui Virgil, prietenul meu de la Borlești, care mi-a construit și casa asta pe care o să vedeți înăuntru. Așa. O să o vizităm. Șantierul. Înțelegi? Aproape terminat. Lucica, asta e casa de lectură, pentru că nu aveam un spațiu destul de mare și am făcut loc pentru repetiții pentru teatru. Da, păi, am auzit. Înțelegi? Suntem o trupă particulară, Iulia cu mine, cu Ada, cu Adela, cu fiii mea. Eu am rămas la faza cu containerele de pe plajă, de la Vama Veche. Da, da, da. Deja are primii turiști. Tu și Iulia vă faceți sau v-ați făcut școală de voiceover? Nu, de voiceover mă ocup eu și în cadrul școlii de actorie cu copiii mai mici și cu copiii mai mari. Facem teatru decât atât cât îi duce pe ei mintea. Cum e și bine să faci. Ceea ce mă aprecia și la tine, la interpretarea ta, ai interpretat cât te-a dus bine. Mai mult a fost loc, tati. Nu e, tati, dar nici nu trebuie să fie. Orice actor trebuie să fie în limitele lui acolo și acolo apare naturalul. Că dacă mă iau să mă... Mie mi-a plăcut interpretarea ta nespus de mult, nespus de mult și a mai fost cineva. Ia zi tu. Cine crezi? De iubire. Da. În lacrimi de iubire și mai târziu. Și Nicoleta Luciu. Okay. Băi, a făcut un rol la Inima de țigan. Gustate, Inima de țigan, pe toate astea. Nu-l făcea nicio actriță din România și i-am spus asta Nicoletei. Zic, mă, că a apărut o actriță mare lângă ea și ea odată s-a făcut slujă așa și nu-și mai vedea de rol. Știi? Știu, pe știi la momentul. Fel, acum, da. Tu știi mai bine că m-ai văzut, poate că ai fost... Da. Ai fost băiat de treabă și nu mi-ai spus. Dar eu când te-am văzut pe platou și când trebuia să-mi dau replicile cu tine, era belită, era... cum spun specialiști. Era groasă. Da. Și groasă și belită. Da, dar acum nu mai avem distanța asta, da? S-a mai tocit, da? Mă tratezi așa, da? Păi, acum ce să zic? Uite, nici pentru, chiar așa. Pentru asta facem o pauză de filmare ca să facem o cafea bună. Bei cafea, da? Foarte bine. Dacă nu, bei acum. Cu zahăr? Sau fără zahăr? Cu zahăr. Bine, bine. Stop. Bebe și Lucică. 3, 2, 1. Motor. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Da, știți de ce vorbește așa? Pentru că halba asta am cumpărat-o de la Köln. Am pronunțat corect? Șantier era Köln. Köln, da, la Köln. Köln, de unde ne luam pantalon cu detergal. Da. Am luat-o când circulam cu o piesă prin Europa cu Mircea Diaconu și prietenul regretat nostru Emil Hosu. O piesă jucată între ei se numea Vâlâmâ și Câspârâ, opere complete. Încep așa pentru că îmi place să-mi aduc aminte de doi oameni care nu mai sunt, Emil Hosu, adică merită să-mi aduc aminte, Emil Hosu și Petre Bocor, regizorul piesei. Și mergând noi prin târg pe acolo, am găsit halba cu claxon. Asta. Este o halbă aniversară pentru comemorativă. E o halbă foarte bună pentru bere. Așa că... Da, are o sunerie din aia de bicicletă. Bine ai venit. Bine, bine ați venit. Așa cum îmi place mie să zic de obicei, bine că te-am găsit. Și vă mulțumesc mult că ne-ai primit în primul și în primul rând. Unde suntem aici? Suntem în Comuna Bogați, suntem în Comuna Bogați, sat Glâmbocelu, sună foarte frumos, ca un gâlgâit așa. Asta e o zonă de țuică, toate te duc acolo, Bogați, că sunt foarte multe bine, prune. Bine, că toată România s-a transformat de țuică, de ce să nu spunem pe aia dreaptă. Da, aici la Bogați e cea mai bună țuică și oamenii cei mai gospodari, se spune, din județul Argeș. Așa că sunt fericit că m-am... Bine, eu nu prea știu diferența dintre țuică și pălincă. E diferență mare? Îmi pare rău că te-am invitat să vii la mine. Asta e o chestie de special. Diferența e mare de la simplu la dublu, cel puțin. Că una, ba, de la simplu la dublu. Una are vreo 25-26 de grade și cealaltă pălinca, horinca, poate ajunge la 50 de grade.
Înțeles. Deci să-mi trag și două palme cu ocazia asta. Și am mai aflat ceva într-o deplasare a noastră, nici nu mai știu unde am fost. Costel Dobrescu, sunetistul, știți cum se încearcă pălinca să vezi dacă e bună și originală și dacă are grade? Și a băgat degetul în pălincă și a dat drumul cu bricheta și i-a dat degetul așa. Bineînțeles că m-a pus îl de sus sau îl al altul să bag și eu am pus așa și m-a început să mă frigă degetul. Și că, păi nu, că de-abia ai atins-o, trebuie să o ții așa, dut, îi spui după. Și am venit cu degetul ars, am jucat cu degetul ars a doua zi la spectacol la Făgăraș. Să știi că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc acum și dintre cei care sunt de obicei prezenți pe canalul meu de YouTube au zis că îl vrem pe Bebe. Pe Varlam, bineînțeles, foarte mult, pentru că, cu părere de rău din toate punctele de vedere, sunt și unii care îl știu doar pe Varlam și nu știu. Nu, mai nou îl știu pe inginerul din Vlad, pe Cezar. Da? Da. Pe mine mi-au zis de știu că ai jucat și în Vlad. Vlad și în state de România ai avut un personaj interesant, ca de fiecare dată de altfel. De ce să... Acum, nu că de sunt ce aici joc eu numai ticăloși, poate mă explici tu până la urmă, că sunt un om bun. Nu? Dar ce frică, ce frică mi-era de tine. Doamne. La început, urmă ți-ai dat tot timpul, când erai în personaj, mi-era frică de tine. Aia e altceva. Ți iese foarte bine, adică... Da. Îmi plac ticăloșii. Serios, îmi place să joc ticăloși. Îmi place să... pentru că ticăloșii au umor. Din păcate pentru alții umorul e prea negru, umorul ticălosului, pentru că Varlam ce era? Era pe undeva un ticălos. Avea dreptatea lui. Ca să faci un ticălos, să joci un ticălos, nu poți să angajezi un ticălos. Dacă ai un criminal, nu angajezi un criminal. Îl angajezi pe unul care are o părere despre criminal, despre ticălos. Și atunci trebuie să-i găsești, ca actor, dreptatea personajului. Și mie îmi place să găsesc, căutând greu de tot, căutând cu îndrăgire dreptatea ticălosului. Pentru că orice om care acționează într-un fel are dreptatea lui. Ești corect. De acord? Da, sunt foarte de acord. Cu cine stăteam de vorbă ultima dată? Acum, Moroșanu vorbeam despre, l-am întrebat dacă îi place vreun supererou. Și mi-a zis de, nu știu dacă ai văzut tu Avengers sau de ăștia, nu cred că te uiți tu la de astea, mă, în fine, era unul Thanos care... Da. Era unul Thanos care zicea că trebuie să omoare jumătate din omenire ca să țină un fel de soi de echilibru. Ca să nu... Dumnezeule, Doamne, dar asta este un discurs pe care îl au foarte mulți bogați ai lumii la ora actuală. Că trebuie micșorată populația Pământului pentru că ei nu mai au loc. Tu nebune. Deci asta este și întotdeauna în filme, o fi comandă, o fi ceva prevestitor, se comandă scenarii de așa natură, că întâlnești situații pe care vezi situații pe care le vei întâlni mai târziu. Da, sunt deci o grămadă de film. COVID-ul am văzut ieri un film din 1942, un film german. Înțelegi, cu vaccin, populație, chestii de astea, numai că n-aveau echipamentul necesar, săraci, te buvnești și să steau câte o pungă de aia de gunoi transparentă, pe câte un sac transparent pe cap. Da, deci ferească Sfântul să se întâmple cam ce își imaginează Spielberg și ceilalți, știi? Cu New York, pământ, dus, cataclisme. Bine, sunt o grămadă de scenarii care se pot pune la punct și se pot scrie. Adică mie, unul dintre scenariile preferatele mele este ăla cu Elon Musk. Mm. Tot timpul vorbesc despre el și nu mă pot opri să nu mă gândesc la chestia asta. Aia cu proiectul Neuralink, așa se numește, cu chipul pe care ți-l bagă în cap și te repară, te face mai deștept. Nu, e cazul, s-ar fi aflat la mine. Nu, și la mine s-ar fi văzut. Dar nu e cazul. Da. Și mă gândesc foarte des în ultima vreme la faptul că într-un viitor nu foarte îndepărtat s-ar putea să fim cel puțin pe jumătate roboți și pe jumătate oameni. Ceea ce mie mi se pare foarte interesant. Pentru că dacă nu se pare interesant, numai că asta ar înfrânge o istorie întreagă și confortabil nu te simți dacă ești un experiment, cred că generații întregi, știi, ca la animale care moștenesc anumite mișcări, anumite tradiții.
le ai în sânge și deodată astea toate se înfrâng și tu te joci de a robotul, a omul cu baterii. Nu este soluția. Da, dar pe de altă parte, artificiența, inteligența artificială, da, o să fie din ce în ce mai, cum să zic eu, o să ne domine, o să, roboții o să facă absolut tot în viitor, dacă nu încercăm să lucrăm împreună. Există cu... o piesă de teatru numită RUR, scrisă de mult, de un ceh, cred, s-a jucat la Piatra Neamț cu mare, mare succes. Și era despre cum roboții au înstăpânire lumea. Au ajuns la perfecțiune, între timp s-au făcut filme pe tema asta și atunci robotul vine și te stăpânește pe tine. Dar tu ai făcut robotul. Deci ai făcut un copil performant, dar needucat. De asta zic că ar fi bine noi să fim și într-o parte și în alta. Asta e părerea mea, normal că da, s-ar putea să mă înșel. Eu nu sunt adică... de acord. Lasă-mă pe mine pentru a păstra cântarul cu lumea să fie exact în partea cealaltă și dreptatea să fie undeva la mijloc și comestibilă. Plus că mai e un aspect. Noi, teoretic, din ce am aflat eu până acum, ne-am folosit cam vreun 10, 11, 9% din capacitatea creierului. Da. Corect? Da, și de restul am făcut roboți. Păi nu, de restul s-ar putea ocupa roboți. Adică ceea ce... Păi dar se ocupă deja. Nu, se ocupă deja. Să facă în așa fel încât creierul să ajungă la un 15%. 16, 17%, poate chiar. Ia mai gândește-te puțin la o chestie, că dacă arunci în sarcina roboților, uite cum arunci socotelile simple, înțelegi, aritmetica. Tu nu mai faci cu creionul toată chestia, asta aparține calculatorului. Deja ție ți s-a amputat o chestie din creier, iar nu ți s-a adăugat. Ți s-au adăugat altele, dar aia este amputată. Și e foarte greu să dai de unul care a terminat liceul și nu este în stare... Unii nu știu tabla mulțirii, că nu-și mai are rost să mai știe el. Corect, așa îmi zice și fiim. Ce sens are? N-am telefon, ce sens are să mai scriu? Și atunci intervine o lene a minții, nepornind de la exercițiile ușoare. Tu poți să înveți chestii complicate sau poți să te servești de calculator, apăsând pe 3, 4, 10 butoane acolo, ca să rezolvi chestii complicate. Dar tu devii în sine un robot, ne mai trecăm prin... Uite, ar trebui, dacă ai putea să iei și ar fi de acord Florian Colceag, pregătitorul de genii, care a scos o carte acum, e profesor, deci ce întâlnește Olimpiade Matematice și nu știu, Florian Colceag le face. Este un profesor extraordinar, un pedagog extraordinar. Nu l-am cunoscut personal, dar îl urmăresc cu îndrăgire. Și el spune într-o carte a lui că orice copil se naște geniu și pe urmă intervine educația, sistemul educațional. Și dându-ți copilul la școală, tu poți să-l dai la o școală bună sau la o școală medie sau la o școală proastă. Intrând în detaliu, poți să-l dai la un învățător prost. Și atunci copilul a pornit-o greșit în viață. Unul care nu știe tabla mulțirii, nu știe mai nimic și nici nu are metodă pedagogică de... cum să spun eu, de mângâiere a ceea ce înseamnă copil, orgoliu copilului, puterea lui de a înțelege. Ți-l ia sistemul și ți-l bagă și ți-l pregătește pentru o chestie cu robot. De acord, să învârtă șurubul 14. N-aș vrea copilul meu să învârtă șurubul 14. Și nici nepotul meu și nici strănepotul meu. Ce? Păi atunci o să, cum nu-l mai cheamă Costel, îi zici direct 14. Deci îi faci legătura cu... Da, nu cred că este soluția. De școală nu-i învață să gândească, asta e problema. Nu, deci, problema e exact gândească. Așa cum spui tu. Învață să memoreze. Ceea să memoreze ce e un și lucru să cumplit. Einstein știi că a rămas corigent la matematică sau la fizică. Acum m-am mai liniștit și eu. Că... Da, stai liniștit. În general, ăștia care rămâne în corije din când în când, înțelegi, ajunge în ceva. E o discuție... Deci a rămas corijent? Da. Da. Și multe genii care n-au corespuns sistemului, a spus, stai noi bun, că nu știe el. Nu memorează atâta tot. Se scrie în amintirile lui, știi? Așa că ne-a liniștit pe mulți chestii. Da.
Eu, sincer să fiu, mi-am pregătit un set de întrebări și nu voiam să încep chiar așa de serios. Știți că vizirul, el pregătește set de întrebări pentru că a făcut tenis. Da. Și am trei seturi, adică facem trei din cinci, da, astăzi. Trei din cinci și ăsta a fost primul game. Exact, primul game. Vreau să încep un pic mai amuzant, mai simpatic, mai... altfel, o întrebare pe care n-am mai adresat-o niciunui invitat până acum. Și prima mea întrebare ar fi, nu știu, mi s-a părut mie foarte drăguț. Ce părere ai despre piticii de grădină? Scuze-mă, vezi vreunul pe aici? Păi tocmai de asta te întreb, de ce n-ai niciun pitic de grădină? Pentru că am destui în cap. Da. Și să calci pe ceea ce ai în cap nu-i bine. Nu neapărat să-i calci. Cine a zis că trebuie să-i calci? Te împiedici. Asta e... Când am vrut să-ți dau o sticlă de apă minerală și ai zis că vrei apă cu gaz sau fără gaz sau nu știu ce, am pus mâna. Scria apă minerală. Numai că aici în Bogaz trebuie să controlezi foarte bine sticlele, că te pomenești beat fără să-ți dai seama dintr-un pahar cu apă. Deci, din neatenție, bând un pahar de apă minerală, s-ar putea să dau peste toți piticii din grădină. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Dar nici mie nu mi-a plăcut niciodată. Zău? Da. Da. Și... imită prost omul. Și par copii. Și de la albă ca zăpada, care am avut numai vise erotice, exact, să stau cu piticii pe aici. Adică măcar dacă ar veni cu tot cu albă ca zăpada după ei. Dar acum știi dacă... că te încurcă. Ce nume? Încurcă piticii. Dacă vin cu albă ca zăpada, mulțumim, afară restul. Exact. Păi ne dăm și lor o țuică, de-asta, ceva și devin oameni încep mari. Și dansează. Nu știi, bancul ăla cu piticii, cu ăla care se duce la psihiatru și zice, domne, nu se poate, eu nu dorm de o lună de zile. De ce, domne? Întreabă medicul. Și că piticii, domne. Ce, domne, cu pitici? Încep, dansează pe nasul meu, nu știu ce, apar noaptea când dorm și n-am închis un ochi de o lună de zile. Te rog frumos, fă-mi ceva, dă-mi ceva. Și stă ăsta și se gândește, domne, piticii ăștia, dumitare, au cumva pantaloni albaștri? Da, de unde știi? Și cămaș roz? Da. Și pantofiori verzi? Da, domne, extraordinar, de unde știi? Vezi că e unul pe gură. Eu știu unul, azi de dimineață nu sunt un spuitor de bancuri și mai mult de atâta nu-mi plac artiștii care spun bancuri într-una. Nu-mi plac, nu supor, adică îmi plac când îi vând într-o piesă de teatru, dar ăia banc, 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 nu supor. Și la o petrecere când vine unul, că toată lumea se așteaptă fiind actor să îi dai cu bancurile, știi? Și nu dăm cu niciun banc. Dacă nu-mi plac bancurile, mai ții minte câte unul din când în când și îl mai zic, dacă mi se pare mie, Haior. Eu 7 ani de zile în Germania, îți dai seama cam ce stătut sunt. Mamă, Dumnezeule, am Ioani de la Köln, un prieten foarte bun. Și zic, cum e în Germania? Păi am de muncă, am asta, mi-am făcut pensia, am ieșit și la pensie acum. De ce ți-e dor de România? De bancuri. Lucru des întâlnit și în America. Înțelegi toate? Simte lumea nevoia să râdă, adică nu numai să intre apropo de sistemul educațional care te bag. Păi eu cred că în România într-o oră ies bancuri cât ies în Germania în 5 ani. Eu n-am auzit decât un singur banc în 7 ani zile. Mi-a zis un pensionar. Ce era Schweine, nu știu ce. Uite, să zic bancul. Deci unul se duce la secția de poliție. Și zice, vreau să raportez o infracțiune. Și polițistul zice, da, spuneți, despre ce e vorba. Am fost atacat de o bandă de melci. Așa, și povestiți cum s-a întâmplat. Nu știu, domnule, că s-a întâmplat totul așa de repede. E foarte mișto, râzi puțin de tâmpenia bancului. Pentru că noi avem variante pe chestia asta, 600 de variante cu melcul care și-a luat vânt, cu iepurile care nu știu ce, nu le mai țin minte.
Țin minte doar bancul cu iepurașul din asfalt Tango pe care l-am zis. Doamne, ce mi-a plăcut. Doamne, Dumnezeu. Ce mi-a plăcut și filmul ăla și, și bancul și de tine, deci a fost genial. Și m-am uitat recent. Știi că pe ăla, cine a luat premiul de interpretare? Că n-a luat Diaconu, n-a luat Charlotte Rampling. Nu știu. Premiul de interpretare. Știu doar că mi-a plăcut foarte tare. Florin Călnescu și Constantin Cotimanis. Premiul CIN pe anul ăla. Pentru interpretare, da? Un film, da. Noi doi, zic, cum mă să dai premii la Golan când ai personaje pozitive? A fost mișto. Înțeleg? Fost șoferul mișto, cu proxenetul. A fost, nu știu, mi-a plăcut mult de tot. Acum, Vlad, de exemplu, salut Vlad, nu cred că l-a văzut. Ai văzut Asfalt Tango? Nu? Nu e timpul pierdut, că e pe net. E pe... Sunt, au fost câteva filme. Asta a fost unul dintre puținele filme mișto, care s-au făcut în România după Revoluție. Scenariu frumos. Bine, acum de imagine știi nu știu. Că, de... cred că s-a prescris toată treaba. Eu jucam șoferul de acolo și m-a întrebat Nae Caranfil dacă știu să conduc. Și am făcut, zic, știu să conduc. Că am făcut școala de șoferi cu Sobi, ne-a trimis Dumnezeu să-l odihnească la Ilioara, pe undeva. Era școală de șoferi acolo. Și conduceam, adică am fost talentat la școală, la condus. Conduceam foarte bine. Din turn, era un turn de control al instructorilor și ea stăteau, beau acolo, jucau table și făceau pariu pe elevi. Uite, al meu face poligonul și nu era că îți dădea telefon, fă-l bine acum. Și câștiga instructorul meu, care de când îl ai? Uite că are 8 ore de condus. Și l-ai băgat, da. Și uite și al meu, și altul cât are. Păi la final trebuie să dai examen, al meu e mai bun. Și jucau, pariau ca pe cai, așa, știi? Și câștiga instructorul meu, venea răzând. Mulțumesc, nu știam, la sfârșit mea, pe a câștigat la pariu cu tine. Da, așa, și mă întreabă, Nae, dacă știu să conduc? Zic, știu să conduc. N-am știut ce rol îmi dă. Că am dat o probă foarte scurtă pe un alt rol și el a reținut că eu, dar nu m-a întrebat dacă am carnet și eu n-aveam carnet. E, autobuzul ăla l-am condus fără carnet. Înțelegi? Okay. Și mai mult de atât m-a trimis în Buftea, că autobuzul ăla e de la Buftea. Și șoferul după autobuz era o rată de aia ordinară, nu era nici o rată ordinară, nici mai știu cum îi spune. Și dădeai de volan degeaba vreo 15 grade, dreapta-stângă. Nu se întâmpla nimic. Și plus că roțiile erau în urmă, cum sunt la autobuze, da? Și tu trebuie, dacă... dai colțul, Doamne ferește, trebuie să te duci să iei o curbă mai largă. Cumplit. Ei, am făcut foarte bine. L-a întrebat pe ăla, știe? Știe, domne, știe bine. Ei, și pe drum, când am văzut cât am de condus, zic să-i zic lui Nae, să nu-i zic lui Nae. Și nu i-am zis lui Nae. Dar eram însoțiți de poliție, eram tot era sub... Plus că, să fim serioși, erai în România. Și nu erai oriunde în altă. Eu mi-aduc aminte de episoade de genul, na. Nu zic unde, acum nu zic cu cine, dar cu șeful poliției, cu primarul, vânătoare, în perioada din aia Munții de... Munții Carpați. Da. Deci, bine, da, nu e, n-am fost vreodată vreun vânător, gen siriac, așa, sau... Nu, niciun caz. Mi-aduc doar aminte că... Nu ne-a avut banii lui ca să încerci. A, și avut, puteam să joc. În loc de golf puteam să mă duc la vânătoare, dar... Mai joci golf? Am mai jucat așa. Ai fost prin Bulgaria să joci? Că au niște terenuri pe malul mării. Da, acolo e de mers. Da? La Balcic. Acolo mai mult timp petreceam în Bulgaria. Am dat un teren de golf și îi spuneam Iuliei, zic că vizirul precis a fost pe aici. Erau concursuri de golf. O plajă mai sălbatică, nu Trachia sau ceva. Thracian Cliffs. Ăla. Ăla este unul dintre cele mai frumoase terenuri de golf din lume. Eu cred că e între primele trei. Făcut de un Gary Player, whatever. Deci, noroc că ne-au luat-o bulgarii fășeia de pământ. Noroc, noroc că noroc. Praful. Îți dai seama. Ce greu întors cu spicul în pământ aveam acum și exact. Porumbul culcat din cauza alcoolului. Dar acolo sunt trei terenuri unul lângă altul și plaja asta, pentru că fiecare teren de golf
sau mă rog, complex are și plaja lui. Plaja respectivă, în afara faptului că este curată și că este împrejmuită, au o plasă de asta de câteva sute de metri, da, ca să nu vină alge, e curat, deci nu vezi un muc de țigară. Da. Mi-a adus aminte de filmul, nu știu dacă l-ai văzut, cu Tom Cruise, Cocktail, parcă se numea. Era el nebun pe plajă la un moment dat cu o gagică. Maybe. Jamaica. Păi aia o ții minte. Păi nu, deci nu mi-aduc aminte. Nu-ți dă a Europa niciun caz. Deci te duce cu gândul, mai ales vară. Pentru că bulgarii s-au dat pe mâna nemților. Exact. Știi? Tot turismul bulgăresc a stat sub mâna nemților ani și ani de zile. Când, păi da, noi nu ne vindem țara. Noi nu ne vindeam țara în perioada aia, pentru că nu ne ieșea nimic. Înțelegi? Nu ne vindem noi țara, dar au vândut-o ei. Exact. Da. Bine, asta era, Dumnezeu ne iubește. Asta era lozincă. Dumnezeu ne iubește. Acum, un singur gând am, să ne ferească de război, să nu ne implicăm în război, și pentru liniștea copiilor noștri și pentru liniștea noastră. Ce crezi că o să se întâmple? Nu cred că o să se întâmple, că sper să nu se întâmple, că amenințările sunt, tu interviul ăsta mi l-ai luat cu două zile înainte, că pe nou mai venea amenințarea de la ruși, că bombardează toate. Sper să nu se întâmple chestia asta. Și nu-mi dau seama dacă cineva poate să-și asume chestia asta. Putin să-și asume asta sau Biden sau nu știu ce. Frumusețea, nenorocirea acestea, ciudățenia e că acest război, dacă se va purta, nu se va purta nici în Rusia și nici în America. Și nici în Germania. Și restrângând toată chestia asta, să nu fim ca un soi de teren de golf bine amenajat pentru o aplicație militară. Nu se va întâmpla. Mă rog în fiecare dimineață, pentru chestia asta și de câte ori mă trezesc noaptea, că am o vârstă la care nu mai trezesc noaptea, mă rog la Dumnezeu să nu se întâmple chestia asta. Mă mai trezesc noaptea că mai înregistrez, când vin înregistrările de la Prima TV și de la Prima Sport și la Sport îți vin înregistrările, uite, sar de la una la alta, totdeauna după 12 noaptea când știi rezultatele din ziua care a trecut. Și atunci înregistrez. Înregistrez acasă? Aici, acasă, da. Am studio sus acolo și sunt foarte înțelegător. Tu știi pe Vali Umbră? Nu, e de la o formație foarte cunoscută, îmi scapă cum îi zice, cântă într-o formație și el e sunetistul meu și ne înțelegem foarte bine. Mi-a reglat aparatele, laptopul cu tot asta, a zis microfonul ăsta lui. Și ne simțim foarte bine, adică intră cam direct pe post cum trimit eu de acasă. Ceea ce e un lucru extraordinar. Da, păi îți dai seama că să poți să muncești de acasă, de aici, să te uiți pe geam, să vezi minunăția asta. Da. Ai și altă liniște. Și plus că sunt extrem de meticulos, s-o trimit deja măturată de pâcuri, câcuri și nu știu ce. O trimit măturată și este curățită vocea, nu-i nevoie să umble foarte mult la ea, bănuiesc. Da, astea-s din tainele meserii astea pe care am apucat să o fac. Am vorbit despre Asfalt Tango, dar vreau să vorbim un pic, bineînțeles, și despre Lacrimi de Iubire, de, mai ales de dragul subscriberii. Întâlnirea noastră, să știi. Țin minte, întâlnirea noastră era... Se petrecea cam în casa lui Varlam, nu? Sau nu? Era în față. Prima întâlnire în dintre cele... Lectura. A, lectura. Era pe lângă un bazin de not. Cred că chiar în casa aia se petrecea. În casa Z parcă am avut-o. În casa Z am avut-o, da. Deci era, ne-am strâns ca la un foc de tabără, așa eram, nu știu câți eram, nu eram chiar foarte mulți la vremea aia, vreo 20-30 de oameni. A fost primul serial de televiziune în care am jucat. Și mi-a dat Boncea telefon și a spus, Bebe, vorbi cu Adrian Sârbu și tu vei juca într-un serial de televiziune, serial miștozi, într-o telenovelă, nu joc în telenovele.
Stai că nu ne înțelegem. Ai văzut ce a jucat voi înainte, zic, cu Oana Zăvoreanu? Numai iubirea, da. Numai iubirea, zic, că am văzut din când în când și nu știu ce, că n-am loc de mama care se uită la tânăr și neliniștit. S-a terminat serialul, scuze. Mai, se mai filmează la el? Nu știu, să ne scrieți voi la comentarii, vă rog frumos. Deci mama se uita la tânăr și neliniștit, mama care era femeie gospodină, avea grijă de copiii ei, oricum ajunsese și la o vârstă înaintat, ajungeam acasă după la facultăți și după la muncă și nu mai găseam mâncare, nu mai era cu mâncarea, că era tânăr și neliniștit. Mai mult decât atâta, nici nu mai auzea bine, sunam și nu răspunde mama, îngrijorat, stăteam la etaj 2, nu puteai să te urci pe geam. Dădea televizorul tare la tânăr și neliniștit ca să audă și noi am dublat cheile, le-am făcut, dar mai punea lanțul la ușă să vezi ce era acolo. Până nu se termina episodul, noi nu intram în casă cu foamea în gât. N-ai putut să vezi numai iubire. Și când m-a invitat, când mi-a spus Andrei Boncea, acum îi mulțumesc, bineînțeles, și lui Adrian Sârbu. Nu joc. Bebe, e vorba de bani și nu sunt bani, că se vor face 100, cel puțin 100 de episoade. Zic, băi, chiar nu mă interesează. Câștigam bine cu vocile la Pro TV. Zic, chiar și niciodată n-am avut tendința să devin un om bogat, să am bani, să am bani cât să cheltuiesc. Dovadă că și în ziua de azi și în trecut mi-am cheltuit în fiecare lună toți banii care i-aveam. Toți. Semăn cu cineva, cred că și tu ai băgat. Eu am fost tot timpul chipzuit. Zău? Nu. Păi tatu, știi, când te-am văzut cu mașina aia, eram la lacrimi la un casino, ai venit tu cu un Peugeot, ceva mic, scurt, sport, decapotabil. Ce ți-ai luat, mă, la schimodi? Și tu făcea, păi când s-o iau la 80 de ani? asta mi-ai zis. Păi bine, mă, dar ceva, nici nu cred că ai ținut-o mult. Alfa Romeo GT. Alfa Romeo GT, da. Că aia cu număr, nu puteai să-i pui număr, n-aveai loc și trebuia pus într-o parte numărul la Alfa Romeo. Da, chiar da, foarte frumoasă mașina, dar nici nu ți-am cerut să intru în ea să văd cam cum mi-ar sta, pentru că nu-mi stătea mie. Și tu aveai dreptate, asta e mașina de vârstă aia și ai spus, dacă tot câștig să-mi fac și eu o plăcere. La mine a rămas pe suflet Aro. Și am un Aro Spartan, l-am luat cu Mircea Diaconu de la Câmpul Lung. Nu știu, am venit cu el în Buftea. Cred că da. Am venit că s-a făcut un revelion în Aro Spartana. Și încă îl mai ai? Îl mai am, este la Periș, la un prieten. Și îl tu țin te ocupi de mașina aia? Nu mă ocup, că mă ocup de astea la alte. Dar trebuie să te ocup de mașina. Dar trebuie neapărat, îți dai seama că e piesă de muzeu acum? La asta mă gândeam. Da, uite, chiar o să o aduc zilele astea. Adică o să-i spun omului să-mi o aducă. Și e mașină, nu-i Aro Spartan, e o mașină făcută pentru plajele franțuzești. E cu uși joase și cu prelată deasupra. E decapotabilă, mă. Eu știu că ți-ai luat tot în anul ăla, cam tot atunci când mi-am luat și eu Alfa Romeo, cred că un pic mai devreme, ți-ai luat tot Toyota, parcă. Nu? Da. 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 Toyota Avensis. Exact. I-am dat-o Adelei lui fii mea, a purtat-o și ea și a dat-o mai departe. Mașină foarte bună din ce am auzit eu și erai și foarte încântat de ea. Da. E o mașină, Loții Bociardi, când a văzut mașina aia, a spus, cum merge, bebe, cum merge? Repetam la o piesă la notara și am zis, foarte bine, de-aia mi-au și eu. Și dacă nu merge, mă înjur pe mine, trăiască prietenia română maghiară. Nu, dar merge, o mașină foarte bună. Din păcate, eu fiind pescar, totdeauna când ajungeam pe baltă, se auzea, ce e scutul? Și era un scut de plastic. L-am înlocuit pe ăla de nu știu câte ori. Păi de ce nu te duceai cu ala? Am spart și, păi nu l-aveam atunci. A. Dar am spart și baia de ulei, dar o mașină foarte bună. Da. Discutăm de mașini. Păi de ce să nu discutăm de mașini? Că vorbeam despre telenovele de până la urmă. Suntem în Argeș, discutăm de Dacia, nu? Da, am vorbit despre carnete de conduc, despre mașini, vorbim de toate. Scuze-mă, pauză despre alcool, exact. Personajul ăla, Grigore Varlam, ți-a plăcut? Da. Așa,
Și până la urmă, că asta am sărit de la Dacia la, la Aros Partanaș, nu știu. Și am avut prima lectură cu tine acolo și cu tot. Toată lumea m-a așteptat pe mine. Eu nu știam cât de important e Grigore în cadrul telenovelei. Pe Patrick să-l salutăm cu ocazia asta. El e fanul meu declarat. Da? Da, da. Cu ghilimelele de rigoare. Zău? Da, te-ai certat cu el? Da, pe de atunci. Hai, lasă. Eu am avut, da, pot să zic că nu, România nu știu să scrie, cel puțin pe unde am fost eu, pentru personaje pozitive. Deci pe nu, doamne, nu, personaje nu, pozitive, nu, 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 pentru deci personaje depresie. Și dacă îl citești și pe Făt frumos din lacrimi, și l-ai scris prost. Nu merge, se scrie pentru personaje negative. Exact. Se scrie pentru personaje. Eu am intervenit la text acolo și interveneam de fiecare dată. Ruxandra s-a supărat, înțelegi, și Popesca, Bianca Popescu s-au supărat, a ieșit scandal mare. Pă, și în continuare, eu intervin asupra textului și Patrick i-a spus, bebe are voie. Eu stăteam noaptea. Mie nu mi-a dat voie, dar tot am intervenit așa. Tot ai intervenit, dar când aveam scene împreună, știi că veneam scris și pentru tine și pentru mine. Da. Că hai să le facem și erau bune de dialog, altfel eram curcată. Nu poate un singur scenarist să scrie pentru toate personajele. El poate duce o linie. În America ce sunt? Dialogiștii. Asta discutam și cu Vlad pe, da, pe drum. Dialogiștii nei, că sunt ăia, fiecare personaj are, cum să spun eu? Sunt vreo trei filtre, din câte știu vreo trei filtre, deci, ale scenariului. Unul, da, de structură, după aia ăla în care începe și spune piesele pe structură. Da, da, da. Și la sfârșit ăla de dialog. Și apar și impresarii de dialog și de nu știu ce, câte replici are De Niro, câte are Al Pacino. Cum are Al Pacino mai mult decât De Niro? Păi cum se poate așa? Stai, mă, că e doar cu trei replici în plus și mai lung. Pe cuvântul tău ia mai bagă. Serios vorbesc, da. Asta dacă ai pretenții. Știi? Nu, dar... Uite, de exemplu, Marlon Brando, cred că ar fi fost fericit să n-aibă replici. Oricum nu le ținea minte, știi că era o problemă la el. Unul din cei mai mari, ăștia între ei spun că e cel mai mare, Marlon Brando, știi? Când era cu pirații, cu nu știu ce, sunt filmului făcut, când replica, că mamă, cum se uită la ăsta să-l mănânce, și el se uita la text care era prins aici cu foaia. Păi, am spus că nu ai trebuit să faci chestia asta, că nu știu cum. Băi, nici nu-i se uită în ochi, îți dai seama dacă îi trage un acum la... Că dacă se uită în ochi lui, e ca și mortă la. Și citea Marlon Brando textul, băi, e fotografie, e văzut și are de-astea așa, știi, că Marlon Brando avea oarecare detașare. Da. Și eu cred că e bine, cum zici tu, dar cred că e mai bine așa cum am zis eu. E o bucată de text acolo, una acolo, că el nu prea se uită la... Și asta dă un soi de superioritate vis-a-vis de celălalt. Nu știam asta. Da, uite, urmărește-l pe Marlon Brando și citește despre... Păi și atunci de ce toată lumea l-a ridicat în slăb și l-a făcut... E cel mai bun, ascultă-mă, pentru că el avea în minte absolut totul. Adică structura personajului era clară, era unul superior și aia. Care-i treaba? Păi e foarte bun, e foarte mare Marlon Brando. A fost, este, prin filme care le-a făcut, e un fenomenal actor. Care-i treaba căcit? Și Peter O'Toole, în ultima parte, era cu casca în ureche. Și sunt cazuri, nu le discutăm. Corect, da, da. Mai știm. Da, da. Da. Deci ți-a plăcut de Grigore Varlam? Da. Voiam să mai spun încă o dată și să scot în evidență faptul că, în afara faptului că eram la început și făceai personajul ăla atât de convingător, deci jur că mie mi-era frică. Deci mie mi-era frică în momentul în care noi doi aveam replici, mm-hmm, în care ne încontram. Lasă-mă. Da, adică toate episoade a ținut asta? Să nu știi că a ținut tot serial. Ba, cred că da. Adică nu mi-aduc aminte, dar știu că eram... Și Carmen mi-a mai zis chestia asta.
Și femeile cu care am intrat. Eu mă bucur, așa, m-am misărat o piatră de pe inimă. Înspăimântător, așa. Dar... Păi ce am avut noi acum? Băi, e una virală pe YouTube. Așa? Cu Tuzla, mai ții minte? Mai știi cu Tuzla? Parcă mi-aduc aminte așa vag, dar nu știu. Trebuia să plece aia de care erai tu îndrăgostit, fica Maia, așa? Maia trebuia. Și era cu Rodica Negra. Noi, domnul Varlam, o să plecăm la noi acasă, să nu știu ce. Și nu știu ce aveam eu cap să pun ceva, să te pun cu aia, să nu știu ce. Și Carmen spunea, da, să plece neapărat. Ce-ai spus? Unde să plece? De ce să plece? Că vrei tu să pleci? Cine o să facă? Cine face mâncare mai bună ca asta? Și unde trebuia să... Unde sunteți, mă? Noi de la Tuzla suntem. Iarne. De la Tuzla, dar o găsești pe net. Da. La Tuzla? Uite-te, mă, la Fit, uite-te cum o privește pasta, uite-te pasta, cum lasă ochii în jos, așa. Uite-te că sunt îndrăgostiți unde Tuzla măsii să se ducă. Stai aici și te apu. Ce mâncăm azi? Ai gătit ceva? Păi la gât, pune-mă, dragi, gătește! Păi nu știu ce. Asta, unde Tuzla măsii să se ducă? N-aveai voie să înjuri. În film, înțelegi, și asta a rămas cu. Cum mi-am adus aminte de ea? Că ajung pe la mare. Înțelegi, mă oprești, pot să fac o poză cu dumneavoastră? La Tuzla. N-am ajuns la Tuzla, eram pe la Vama Vechi. Și o persoană între două vârste, pot să fac o poză cu dumneavoastră? Da, obișnuit deja după atâta timp, da, cu plăcere, până nu știu. Și în timp ce făcea așa, știți cum bărbatul care îmi face poză? Da? E mare fan al dumneavoastră, nu mă scoate. Ce Tuzla, mă, te vrei fă? Și ce nu? Ia fiind din Tuzla, știi? Da. Unde Tuzla, mă, te-ai dus? Și a găsit să o înjure fără să fie grobian 100%, știi? Tuzla, mă, te. Amintiri. Da, a fost un an bun. Overall, per total, a fost pentru mine... Mișto că am putut să joc, să te cunosc, da, să jucăm împreună, deci chiar a fost foarte frumos. Să știi că am apreciat foarte mult și mi-a plăcut stilul tău de a juca. Mi-a plăcut, dacă aveai un stil, că nici eu n-aveam un stil. Ai am luat așa de... Nu. Aveai adevărul. Aveai adevărul în chestie. Ai mai făcut pe urmă? Am făcut Inima de Țigan. A, știu. Iarăși bine. Acolo a fost ok. De asta, ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că m-am pregătit mult mai bine la Inima de Țigan. Și asta este un sfat pe care îl dau și eu mai departe când vine vorba de actorie. În general, în viață este bine să te pregătești. Da. Nu da. Să te trezești pe platou de filmare și să... Logică. Știm cazuri că au fost colegi de noștri. Eu veneam cu textul, scăpam pe la 11 noapte, ajungeam acasă la Periș. Și de la 11 noaptea până pe la 2 noapte îmi făceam secvențele pentru a doua zi. Și le făceam și aveam secvențe multe, destul de multe. Și nu mă culcam uneori până pe la 4. Deci ajungeam pe la 11 acasă, da, cam pe la 10 terminam, la 11 ajungeam la Periș. Până la 4 dimineața eram așa și îmi scriam toate astea. Când am terminat filmul, aveam episoadele, cum erau, cum ni le dădeau, frumos organizate, nu erau pe foi, erau cărticele. Cu toate însemnările mele și țineam foarte mult la ele. Zic, asta le voi citi eu. Și când am văzut că s-au adunat, erau teancuri în casă, aveam o cameră unde îmi ținea și nu mai aveam loc de episoade, pentru că vreo 200 s-au făcut, mi se pare. Da, 200 și un pic. Da, da vreo 200. Și când mi-am dat seama că eu nu o să citesc niciodată, că dacă citesc îmi pierd din ce am de trăit, le-am pus în roabă frumos de tot și le-am dat foc. Dar senzația, cum să spun eu, de rupere de suflet la cât lucrasem... Uite, acum discutam, m-am pus mâna aici, zic, nu-i fi atins microfonul la bariera, știi? La cât am muncit la aia, că era muncă de creație acolo și făcută cu dragoste și cu tot,
și să vezi că ard. Și ardea în fața mea și îmi venea zic, mă, să trag vreo două episoade. Nu le-am tras. Ca să poți să te apuci de un lucru nou, trebuie să-l termin pe la vechi. Este ca în viață. Ai terminat o relație, termină. Te apuci de alta, ca să poți să te apuci de alta, trebuie să termini asta. Știi? Ca să poți să avansezi. Nu termin, nu urât. Așa, să te eliberezi. Da? Nu poți să stai cu toate filmele în cap și tu să-l faci pe ultim că ți-ai adus aminte de primul. E... Deci, i-am dat foc. E, și simțeam o durere și când a rămas scrumul, bă, nu știu ce, am mai întors cu furca, că nu ardeau, că erau dense, nu știu ce. Și ți-a plăcut mult de tot și, personajul ăla. Mi-a plăcut mult. Și pe urmă am mai făcut. Ce am mai făcut? Daria, iubirea mea. Mai ții legătura cu cineva din serialul Novac? Lacrimi de iubire? Cu Bărluciu. Cu Bărluciu? Da, e în America căsătorită, are 2, 3, 4, nu știu câți copii are. Bă, ce puioase au fost asta și Nicoleta și Bărluciu trăiește în Miami, mi se pare. Nu știu să zic, știu că e în America, dar nu știu exact. Da, da, mai, după net. Cum o chema? Nicol în film? Nicol, da. Da, așa. Da. Și iar a rămas antologica aia cu cureaua, când am bătut-o. Păi aia este o chestie în care, cum să spun eu, iar era o chestie rescrisă de mine, că nu înțelegeam asta cu drogurile. De două ori am tras dintr-o țigare, mi-a venit rău, că eram la așa, într-o adă, am tras așa, mi-a venit rău, zic, în viață, și n-am mai tras. Și asta cu drogurile, zic, păi dacă nu o dau pe felia mea, droguri? Dar voi, generația voastră, nu mai există țuică, văd că vin, nu mai există, trebuie să trageți iarbă. Și când a scos cureaua, s-o bat. Înțelegi? Și a filmat-o iurea și a montat-o cu încetinitorul, că pleca cureaua spre ea, n-ajungea. Înțelegi? Și da, îți băteai fica cu... Zic, de acum colo, nu mai ieși din casă. Și în fiecare zi bei cu mine până te-ai lăsat de droguri. Să-ți arăt eu ce înseamnă drog adevărat. De asta românesc. Bei cu mine, țuică, whisky, bei cu tata. Și ți-ar drogurile alea. Părerea nu mi-a schimbat-o. La fel mi-a rămas. Despre asta. De-aia m-am mutat la bogat, că-i țuică, sunt droguri aici. Foarte bine, dar merge și aici, uite, în spate, pe undeva. Pe undeva, da, da, dar o cultură mică. Uite acolo, așa, sus, pe creastă. Să mai vezi cum e și la vârsta asta, da, știi? Da, 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 cât n-ai de să știi dacă n-a luat-o, știi? Ca bețivă ăla. Se schimbă ceva. Dăm 50 de vodcă dimineața la așa. Nu când e dimineața, dă 50 de vodcă. Știi? Mai dă 50! Ia de domnul, mai dă 50! Dă-mi 100 că a luat. Exact, exact. Ar merge. Uite, vezi cum cu un joc, de-aia ți-era frică de mine, că acum m-am intrat în personaj. Acum nu mi-a fost frică. Nu te așteptai, că știai nu, bancul. Nu știam. Nu știai? Nu, chiar nu știam. Dar atunci era chestia aia, teama aia de... Pentru că nu învățasem cum să mă... separ de personajul pe care îl făcusem, da. Eu. Deci eu, pentru mine, în momentul ăla, eu eram Mihai Teodor. Da. Deci atât am adus pe mine capul să fac, da, pentru personajul, da, respectiv. Da. Și când îl vezi pe Dita mai Bebe Cotimani și la propriu și la figurat. Nici nu-i timp. Noi făceam, nu mai țin minte, dacă greșesc, corectează-mă. Cred că dura cu filmare, cu tot, vreo 30-40 de minute fiecare secvență. E adevărat? Cu repetiție, cu tot. Da. Bebe Cojocaru punea camerele, că știa despre ce este. Chiar și mai puțin. Depinde de secvență, dar cred că maxim 40 de minute, cu repetiție, cu tot. Da. Păi într-o zi se apropia Crăciunul și am zis că vrem și noi să... Și aveam, Ruxandra a zis, trebuie să terminăm episoadele astea, că nu mai apucăm să cu difuzarea. Păi nu știu ce. Și am filmat ale mele 32 de secvențe, am spus, stăm, și sau vreo 14 ore am lucrat, că toată echipa vrea să fie liberă de Crăciun. 32.
Pă, nu mai știu, era hala aia mare, lungă și nu știu ce. Platou 10. Cred. Platou 10, da. Și am filmat 32. Stăteau fetele de la costum, uite așa am schimbat cravatele și nu știu ce. Zic, cu nodul legat, nu-l mai desfacând, mai peste două secvențe. Nu mai desfacem, călcăm, facem, o faci pe toate astea. Și mă schimbam în costume și toate, filmat 32 de secvențe ale mele. Ele au fost vreo 38-40 în ziua aia. Cu birou, cu dormitoare și cu... Deci nu e timp. Este dincolo de interpretare, că a fost frumos. Și a fost frumoasă chestia. Ruxandra i-a părut rău că a oprit-o. Știi că a băgat filmul, hai să facem un film. Că mai mergea 100 de episoade, a zis ea pe urmă. Mai bine. Urmai și... Băi, pentru mine. Da, cât a fost, a fost și a fost frumos. Da, deci nu e timp că spui, nu-mi ieșeam din personajul ăla ca să-l fac pe ăsta. Măi, sunt actori care se joacă pe ei. Vrei să zic un actor uriaș, mare actor, care s-au jucat pe ei, n-au făcut multă compoziție, Radu Beliga. Era și greu să nu se joace pe el. Și ca prezență, o uscătură de om și că face aia așa și că nu știu ce, ce să mai reglezi. Dar totul era în cap, îi mergeau personajele altfel. Dar el se juca pe el, Dinică se juca pe el. Adică cum intra el în... Dar Dinică s-a jucat pe el tot timpul. Sunt actori care fac compoziție, deci nu-i musai. Și mai ales la film, cum se face distribuția, tu trebuie să te joci părerea ta despre ceea ce îi se întâmplă personajului. Deci tu, pus în situația aia, dacă ai de omorât pe unul, nu e, acolo te mai detașezi, nu chiar îl omori, știi? Mai încerci așa să-l mai e. Da, băi, vorbeam cu Florin Zanfirescu despre scena lui Jack Nicholson din Poștașul nu bate, sună, de două ori. Sună de două ori. În care sună întotdeauna de două ori. Sau, așa. Scena în care ar fi violat-o de-a binelea da, și scandal mai târziu. Da, pe tanția aia. Da. Și cu Marlon Brando într-un tramvai numit Dorință. Iar ce s-a întâmplat. A scris aia după. Deci, deci e meserie grea, nemică. E meserie grea, a fost foarte frumos, de seama să... Da, aia știi de ce s-a întâmplat? Din pricină de regizor. Nu te gândi că a violat-o pe aia. Regizorul i-a spus, o iei chiar dacă nu vrea. Vezi că eu zic că n-a dat drumul la filmare, chestii de-astea. Șmecherii, știi? Aparatul mergea și acum repet și intri peste ea. Și a ieșit adevărul din ce era. Și Pintilie când a făcut cu Maia de a o uda cu apă și, știi? O stropea cu un jet de apă rece, nu știu în ce film, nu mai ții minte. Și ar trebui să ții minte. Înțelegi? Adică mergea până la limita rezistenței actorului și acolo ieșea adevărul. Când te lași tu, uiți de joc și de nu știu ce ți se întâmplă. E, o fi o metodă, nu-s de acord cu chestia asta. Deloc nu-s de acord cu ea. Da, acum fiecare regizor are modul de a lucra. Mie, unul dintre preferații mei este Guy Ritchie. Mm. N-am văzut foarte rar, sau hai să dau altfel. Am văzut niște oameni, că nu trebuie neapărat să le spun actori, geniali. De exemplu, un bodyguard în filmul Rock and Roll. Uh-huh. Nu știu dacă ai văzut filmul ăla. Uh-huh. Cel mai mult din filmul ăla mi-a plăcut bodyguard, care a avut o singură secvență în care uh-huh. Cea bătaie de la personajul principal. Doamne Dumnezeule, ce le face ăla? Nu pot să-mi dau seama. Dar explică-mi și mie, ce face Custurița? Pisica albă, pisica neagră. Că erau vreo câțiva profesioniști. Așa, 5 profesioniști și de restul toată șatra aia cu toată aia. Păi era un personaj acolo, nu avea cine să-l joace. Ce actor general să-l joace pe Gârga? Îl mai ții minte pe Gârga? Era unul cu niște dinți lungi, cu un nas mare așa, care făcea trafic cu frigidere, cu whisky. Și în pisica albă, pisica neagră, cum i-a pus pe aia să joace? Că erau mai slab păreau actorii profesioniști decât ăia, ce le-a spus, cum îi filma, sau i-a lăsat așa și ne mai dădea câte un cuvânt din când în când, că veneau replicile unse și jocul lor extraordinar.
Asta bănuiesc că se întâmplă și când ai buget, dar mai ales când ai și timp. Vezi că era în socialism. Vezi că era în socialism. Când aveai bugetul bugetului. Da. Da, atunci nu te presa timpul. Acum, da. În ziua de astăzi, trebuie să tragi... Păi pianina mecanică, din câte mi-aduc aminte, și din declarațiile lor, au făcut filmul la ruși, în plină Rusie sovietică. Au făcut filmul și și-au dat seama că așa, acum ne-am dat seama despre ce e vorba. Și pianina mecanică s-a făcut, au făcut un soi de cantonament, era un tabără, nu mai aveau alte chestii de făcut, teatre, nu tată, pentru asta se face. Și au stat în cantonament și au refilmat filmul. Altă peliculă, alți bani, altă distracție. Înțeles? Și au, când și-au dat seama, când și-au intrat în personaj, au fost nevoiți să facă un film întreg. Să repete, să de zeci de ori. Și pe urmă și a ieșit pianina mecanică, minune. Voiam să intrăm și într-o altă zonă, respectiv cea personală. Da. Că sunt curios, atât eu cât și aia care se uită la noi. Cunosc pe noi. Așa. Cum ești tu, dacă ești bine, dacă ești fericit? Da, ești sunt foarte bine. Dacă ai regrete, asta ar fi ultima. Regrete nu am, pentru că n-am lăsat în urmă, cum să spun eu, dezastru pe unde am trecut. Totdeauna am avut grijă și am grijă în continuare de sufletul celorlalți. N-am regrete, n-am. Știi, și m-am întrebat, zic, mă, e un soi de nesimțire pe care o am. Și întrebarea rămâne deschisă. Am de lucru, în fiecare zi am atâtea lucruri de făcut și mă așteaptă atâtea lucruri să le fac, că nu am timp să mă mai uit în urmă. Decât la... Uite, îmi pare rău că pe Adela n-am dat-o să facă un instrument. Înțeles, să cânte și ea la un pian, la o chitară, la nu știu ce, dar așa a fost viața. Adela este un scenograf foarte bun, e un om de afaceri, ca să zic, în vamă și-a deschis cazarea aia a ei și a ținut să o facă cu fondurile ei câștigate de ea. O bună perioadă de timp a fost la Vorbește Lumea, a costumat toate vedetele ProTV-ului și pe Esca și pe toate, era buyer de costume, nu mai punea și ea mâna pe ac și pe ață, pe mașină de cusut, dar în general i-a îmbrăcat pe toți și i-a îmbrăcat cu gust. Așa s-a născut fata. Cu un gust deosebit, cu un ochi pentru haine, de ce se potrivește, ce măsuri ai și toate astea. A făcut și film. Acum noi facem o piesă la Buzău la care ea face costumele. A făcut mult, a lucrat și costumieră de platou, de acolo a început, știi? Și a lucrat cu asta, care ai fost tu în inimă de țigan. Cu Raluca, nu? Una mai grăsuță, așa era. Da. Da, cu Raluca, care se ocupa de costume, sau un prieten și pe urmă ea s-a desprins și vreo... Tătaru, așa, Raluca. Raluca Tătaru, da. Exact. Da. Argentina, pentru... Argentina. Argentina, fraților, care a fost și care să dea Dumnezeu sănătate. Da, mă. Viață dincolo de viața asta noastră și poate că e cea mai detașată. Am avut zilele trecute un vis. Apăreau pe un fond neutru, întunecat, uneori luminos, se schimbau așa personajele plutind. Și erau prieteni care sunt în viață, prieteni care au plecat, părinți, o visez foarte rar pe mama, i-am visat pe toți, nu e niciun pericol, mi-au ieșit analizele bine. Da? Și am descoperit puterea gândului. Mi s-a relevat în somn. Înțelegi? Apărea un soi de alb așa în jurul lor și începeam să ne zâmbim și să dialogăm. Și din când în când mai apărea câte un cuvânt. Și zic, așa e și e așa cum gândesc și toți spuneau. Așa e. Adică dincolo, ceea ce ți spune la slujbă,
unde nu e întristare, nici durere, nici suspin, ci numai viață fără de chin. Există viață dincolo de toate astea și Constantin Dulcan, profesorul Constantin Dulcan, medicul, îți spune de chestia asta, că există dincolo. Este o minune, de-aia trebuie trăită și viața asta și viața aia. Dar trebuie trăită, cum să spun eu, cu în limitele legilor lui Dumnezeu, în limitele celor 10 porunci, adică condus de cele 10 porunci. Oricum le încalci în fiecare zi, dar măcar să ai tendința să nu le încalci. 10 porunci? Da. Te referi la alea de Moise? Alea lui Iisus. Să nu furi, să nu... Ok. Da, să nu furi, să... Să nu minți, să nu furi, să-ți iubești aproapele. Ca de fapt, cu furatul să zicem că o controlezi. Aia las-o, dă-o. Doamne, hai să zicem că nu e. Aia nu e. Deci am rămas la 9. Da, da. Care ar fi următoarele? După care le face, că nu... Mă rog, eu am mai discutat... Toate poruncile, ca să poți să le respecti, trebuie una singură, toate sunt obligatorii. Dau un liant comun, iubire. Și dacă încep să cânt, numai iubirea, doar iubirea, eu cânta Pepe, te rog, mă obsedează chestia asta. Ce cântai tu? Predestinați. Ia zi. Aia cu îngerii. Îngerii au cântat în ziua când ne-am sărutat și am... Ăsta era genericul de la Lacrimi de Iubire? La Lacrimi de Iubire... Ăla mă interesează. Tot, se numea tot Lacrimi de Iubire. Da. Lacrimi de iubire, îmi doresc pentru noi, dureri și fericire, le vreau înapoi. Lacrimi de iubire, foarte din frumos, inima mea. Da. Ce să fac? Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Mi-a plăcut. Da, mulțumesc frumos. Se putea și mai bine. Nu pot să zic. Nu. A fost cum a fost. Pentru că trebuia să fie așa cum a fost. Totdeauna lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. De restul, că ne putem închipui și mai bine, asta e cu totul altceva. Dar lucrurile sunt întotdeauna pline și în picioare și au atâta rău și atâta bine, atâta cantitate de rău și atâta cantitate de bine, judecate din diferite puncte. Altfel n-ar sta în picioare, atâta plus cât atâta minus. Și într-o iubire exagerată există un minus mare și într-o ură exagerată există plus minus, da? Așa e. Ce? E foarte bine. E, acum mă simt și eu. Tragem o înregistrare. De la început trebuia să facem asta. Nu contează. Am lucrat, au fost lucrări semi-ascunse. Dar e foarte bine. Ne apropiem de final, când ne-am luminat fețele. Exact. Da. Da, dragul. Da, dar piesa aia cu Lacrimi de Iubire, că vorbeam cu un prieten, am zis că-ți spun înainte de filmare, să dăm rec, cine mi-a povestit de tine. Am stat de vorbă cu prietenul nostru comun, domnul Virgil Ianțu. Și mi-a zis să-ți transmit salutări pentru că aflase că ești următorul pe listă. Și mi-a zis să-ți aduc aminte de Reșița. Da, când ne-am întâlnit noi într-o noapte. Da? Da. Cum s-a făcut? Ne-am îmbătat. Da. El a avut nu știu ce concurs, prezentare, eu am avut spectacol. Da, și ne-am întâlnit la un hotel în Reșița. Da. Da, e, da. Duce omul la băutură. Că am deschis o sticlă. Nu știu, de, cred de că e singura dată când am băut cu el. Habar n-am. Am mai băut o dată foarte mișto. Chiar mi-a plăcut. Scuzați chestia asta, să aud mai bine. Da, am îmbătrânit, crește părul. Așa, cu Miț, de la bere gratis. Da, nu știu, n-am băut niciodată cu Miță. Da. Ba da, am băut. Tot la un hotel. Bă, cred că eram împreună cu Ianțu acolo. Da? Vezi cât am băut? Am uitat cu ce... am uitat componența echipei. uitat echipa. Da, cred că așa am fost, cu Miță și cu Ianțu. Da. Miță de la Bere Gratis. Bun.
Revenind la întrebările cu tentă personală. Da. Acum am să te rog să te gândești la cel mai fericit moment al vieții tale. Și să îmi spui și mie care, nu, dacă poți. Nu pot să-ți spun chestia asta, pentru că pentru mine fericirea nu există. Pentru mine fericirea e tendința de a fi fericit tot timpul, este drumul spre fericire și urmează să se întâmple. Nașterea copiilor, aia a fost cu siguranță, și a lui Matei și a Adelei, alea au fost niște momente extraordinare. Nu știu, habar n-am. Știi de ce? Pentru că alea sunt fericiri carnale, ca să spun așa. Sunt fericiri naturale. De restul sunt împliniri. Dar fericiri așa puternice... Ok, hai să luăm pe partea profesională atunci. Da. Când te-ai simțit cel mai împlinit? Mă simt tot timpul. Și nu glumesc, pentru că niciodată n-am jucat ceva să mi se impună să joc. Am jucat numai ce am vrut. Așa s-a nimerit. Ei, nu dacă nu mi-a plăcut, să... dacă nu mi-a plăcut, ca să-ți permiți să, da, să da. Fii în postura dacă asta. Nu mi-a plăcut, n-am, îmi place de fiecare dată, am o chestie, un soi de vrie, un soi de, când intru în scenă, de teatru vorbesc și de film, dar de teatru în special, de multe ori mi-e teamă înainte de spectacol, o senzație pe care, și am aflat că nu sunt singurul actor care o trăiește, care trăiește senzația asta, mă apucă un soi de somnolență. Cred că aș vrea mai bine, de ce caut eu la teatru? De ce nu stai tu mă acasă? Știi, ca monologul lui, sceneta aia lui Caragiu. Bă, bețiule, nu te duci tu mă la ora asta. Ce-i mă cu tine? Stai acasă. E, din momentul în care am pus pasul în scenă, începe o aventură extraordinară. Deci... Te invit duminică, asta fiind mâine, la Teatrul Național, la Lumința de la capătul tunelului. Păi da, sunt prezent. Ești? Da. Publicul nu are rost să-l invit, ca să o dai după. O dau după, o să vină săptămâna viitoare. Când te mai vedem la Teatrul Național? N-am telefonul la îndemână. Bă, da, tot la Lumința de la capătul tunelului. Asta este o piesă, când de vreo 4 ani, și văd că nu ne mai săturăm. Am citit de o piesă cu o temă controversată pe net. Aia cu Cafeaua Domnului Ministru. Da, mă, da. Aia, Cafeaua Domnului Ministru, o jucăm pe data de 14 la Paris. Mergem acum, săptămâna următoare, o jucăm la Palais de Glace. În română, pentru români. Zi tu, Luminița, și Luminița o mai vedem noi, între timp, hai să-mi fac și o reclamă, o să am premieră cu la Buzău, O viață, o șosetă, un vis și o mașină de scris. Se numește cu un scriitor necelebru care scrie... romanul din întâlnirea cu 3 femei care stau în balconul alăturat, care vin cu chirie și stau în balconul de lângă. Și ce se întâmplă între ei și între el și astea 3 femei. Ok. Înțelegi? Sună e foarte interesant. Mișto. Mișto de tot. Și ăsta fiind și ușor alcoolic, vai de mama lui, are o rubrică și el la un ziar. Și am un roman în capul, l-am pe tot acum. Și el e mahmur mai tot timpul și... Înțelegi? Și se îndrăgostește de viețile lor. Deci asta la Buzău pe ce dată? Asta la Buzău pe data de 20... Nu, stai să nu... Ba, premieră Șoseta Buzău, 26 iunie. 26 până atunci iunie, dai tu. Deci dacă sunteți din Buzău sau de prin apropiere... Da, da, da. O viață, o șosetă, iunie. Un vis și o mașină de scris. Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru... Vica Blohina era, să zic. Vica, okay. Și Diana Bagdazar. Iulia Dumitru este, în cazul în care nu știați, domnilor și domnilor, partenera mea de viață. Partenera, cum vrei să-i spui. Da, tu, de vreo tu știi mai bine. 4 ani,
Da. Ne simțim foarte bine împreună. Știi, totdeauna m-am temut să am să stau lângă o actriță. Băi, e o chestie dificilă și pe scenă și în viață și nu știu ce, aceeași meserie. Este dificil și confortabil în același timp, știi? Și de confortabil. Ce e dificil? Este dificil pentru că amândoi nu vii acasă, dar jucăm împreună foarte mult timp. Și venim cu aceea, de obicei am avut spectacol, am ajuns acasă, mamă. Da. Am avut spectacol și eu, nu știu dacă ți-ai dat seama. Da, corect. Da. Deci, da. Când ajungeți acasă sunteți epuizați și nici nu prea aveți. Așa, și la Cluj, foarte important. Pe data de 12 iunie, la Cluj, premieră cu Esmeralda. Deci am convenit că tu îl joci pe Cocoșatul. Cocoșatul de la Notre Dame. Nu, mă, pe mine să joc pe Esmeralda. Nu poți. Esmeralda este o Alexandra Spiridon. Neapărat să vezi cum cântă fata asta, rămâi bușbei. Și am fost la o petrecere să-i cunosc și eu părinții, că părinții personajului, nu? Personajului, fetei cu care joc. Și are 18 ani. Are 18 ani. Și dădea drumul la negativ, pe boxe, și dădea tot ce din Cocoșatul, dar muzica clasică din Cocoșatul de la Notre Dame. Ea cântă numai, recit și eu pe acolo, ca Cocoșatul, ca să zic așa. Că nu sunt garu, înțeles? Nu e piesă muzicală decât prin muzica cântată de ea. Și o cântă fata asta atât de mișto și e mereu prezentă, nu poate că nu e în voce. Adică e atât de tânără că nici măcar n-are spaimă că s-ar putea să nu fie în voce. Și odată. Da. Deci, fel foarte mișto. Pe 12 iunie la Cluj cu Mario Dans, cu trupa lui de dans, este un spectacol teatru, muzică, dans. Multă coreografie, multă coreografie și va fi și cu teatru colaborare cu o trupă particulară din Galați. Deci este distribuție internațională. Internațional, nu m-am gândit că poate să fie în cadrul acel național în interior, internațional. Vezi că merge, apropo de cuvinte, știi? Internațional. Depinde cum pui accentul până la urmă. Da. Tatăli? Da. Mai ții minte de ce zic tatăli? Nu mai știi, nu? Nu mai știu. Era bancul, dar nu-l mai spunem încă o dată. E atât de grav? E grav, rău. Da, era grav, ți-am spus eu în banc, la un moment dat, tatăle, hai de zici și mie o poveste. A ce poveste vrei să zic? Da, da. Hai de zici și mie o poveste. Și lăsăm așa. Ia și mie o rotinetă. Ăla era cu rotineta? Nu. Ce banc frumos mi-a zis, tată, mânca mea. Da. Ce poveste, da. Nu, ce da, banc. E o poveste pe care am trăit-o în față la Romart. La Romarta, era cu fuste lungi, una așa, și cu doi copii, după aia, unul mai mare, cum scotea, îl atinsese deja pe ăla și ăsta miclă. Mami, ia și mie o rotinetă. Hai, treci acasă, ia și mie o rotinetă, dar o în gură nu vrea. Evident, pică la motaj, îi faci tu. Păi de ce ai zis ceva? N-ai folosit niciun cuvânt. Plus că... Rotineta. Da. Așa că, dragă tatile, da. Îți mulțumesc mult pentru faptul că ne-ai primit la tine și că ți-ai făcut timp pentru noi. Voi cred că v-ați bucurat că l-ați văzut pe Bebe Cotimaniț și nu numai, l-ați văzut și pe Grigore Varlam, așa cum mi-ați cerut foarte mulți dintre voi. Eu îți urez baftă în continuare. Să-ți iasă bine suflet. Și ție la piesele fel, de teatru. Poate ne vom întâlni pe scenă, acum având trupa asta particulară,
în care ne-am adunat câțiva, poate ne întâlnim să și cântăm. Ce, ce să recităm, să cântăm. Povestește-mi un pic. Că... trupa noastră, Iulia cu Ada și cu mine și cu Diana Bagdazar și cu Paula Chirilă, cu Adrian Păduraru, suntem o trupă. Înțelegi? Și făurim piese. Pe care le puneți? Le punem, uite aici, le vom pune, fac scena acolo, avem loc să repetăm. Și pe urmă le montăm într-un teatru, punem lumini și toate astea, oriunde. Deci practic este trupa voastră cu care faceți turnee. Da. Am înțeles. Și putem adăuga. Înțelegi? Și putem face spectacol de muzică, poezie. Doamne ajută să vă iasă cât mai bine și să faceți în așa fel încât publicul să se bucure de voi. Cu siguranță. Adică asta se întâmplă. Am venit, am jucat la Arpașul de Jos. Este o chestie extraordinară. Aici erau luptătorii din munți, știi, Făgărași, chestii de... Și am jucat și la Făgărași și ne vom reîntoarce la Făgărași și la Arpașul de Jos cu alte două piese. Foarte tare. Da. Foarte tare. Dar nu numai acolo, jucăm. Ți-am zis, plecăm la Paris acum... Am jucat la Bruxelles, e foarte frumos. Știi ce urmează? Să caut un sponsor să ne dea, și nu gratis, o chestie, un microbuz pentru noi. Să purtăm noi firma asta. Am discuții cu câțiva să vedem care se oferă. Un microbuz pentru trupă. Să punem decorurile și să mergem să o tundem prin Europa. Așa. Ia uite, de ce te-ai gândit? Deci am ceva în cap. Da? Da. Deci și suntem reclamă umbrătoare, nu da, știm ce putere da. Da. Nu pot să zic acum în timp ce înregistrăm, o să pot, zic după ce dau... Pot și eu să mi-l iau, stop. Dar zic e păcat să nu vină un sponsor, să facem bine și de jur împrejur. Da, uh-huh. Dacă o să pot să dau o mână de ajutor și dacă ai nevoie cu mare drag, poate iese, poate cine știe. Iese cu siguranță. Să iasă exact așa cum ți-ai dorit. Și cum v-ați dorit. Bine, îți mulțumesc că ai venit, mi-a făcut plăcere că ai venit, ai prins și ziua asta superbă, ați luat câteva cadre. Dacă nu le luați acum, că e o lumină perfectă pentru filmare. Am făcut și reclamă la Bergame. Sârși, mă, ce faci, mă? De aici se trece așa. Și ăsta va fi cotețul lui Sârmă pe dedesubt aici. Îți dai seama, sub casă nu are treabă. Așa faci, mă? Sârmă! Dragul tata. Super, super. Te invidiez. E frumos. Și aerul ăsta, față de București, avem vreo 3-4 grade în minus. De fiecare dată, dar e și aerul curat. București are eșapamente în plus și face căldură pentru... Aia, în curând nu o să mai avem, că o să fie totul pe electric. Da? A, așa, ai dreptate. A vreo 200 de ani. Sau uite, ne plimbăm cu ATV-urile. Vrei să facem un traveling? Hai sus! Hai sus! Peste tot! Comanda e Ardo Bogule! Ardo Bogule! Ia să vedeți nebunia dracu acum! Te-a vrea să vor? Te duc la izvor? Du-mă la izvor! Dar vrea să mă omoare, vă zic eu! Vrea să mă omoare, Varlam! Până aici ce-a fost! Uite, ăsta este izvorul. Trebuie să vedem mai... Asta e izvorul? Da. Neapărat țin să guști din apa asta și vei gusta ca la țară. Hai!
cum e? E belea. Păi unde e gustul ăla de clor? Eu nu sunt obișnuit cu așa ceva. Mi-e dor de gustul de clor. Te invit să mergem până în capăt, unde n-am fost niciodată. Aulă. Da. V-am spus că până aici mi-a fost. În capăt, bineînțeles că o să scoată puta și îmi dă în cap. Exact. Eu aici pot să mă duc, dar singur, fără tine. Da. Și eu, da. Și eu zic la fel, că aici poți să te duci singur, dar fără mine. Gata. Dragii sus. De unde? Aici cultural. Asta e caminul cultural? Da, care ar trebui pus, trebuie să vorbesc cu primarul, să facem, Lucica, un festival aici. Ia uite, Lucica, pe unde mergi. Ia uite ce bucurie! Ce asta faci tu toată ziua? Ia uite, acum fac cu tine, crezi că am avut timp până acum. Știi cum se numește asta? Viață! Eu m-aș lăsa de prostiile alea cu teatru, cu toate nebunirile pe care le faci tu acum. Și m-aș da toată ziua cu ATV-ul pe aici. Păi mă dau, stai liniștit că am timp. Mai ales vara aici e pe tot, nu știu cum e iarna. Că avem vreo 2 luni de când ne-am mutat. Nu 2 luni. Glumesc. Acasă. Gata. Gata cu distracția. Cum a fost? Lovely. Pulpă.